În dimineața zilei de 16 septembrie 2017, în jurul orelor 00:45, am fost solicitați pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane căzute în stradă în orașul Huiedin. Echipajul de prim ajutor din cadrul detașamentului de pompieri Huiedin s-a deplasat și a constatat că este vorba despre un adolescent care era inconștient și în stare de ebrietate. Acestuia i s-au acordat manevre de prim ajutor și a fost transportat la unitatea de primire urgență din Huiedin. Se prezintă în camera de gardă a Spitalului Roșenesc, adus de către serviciul SMURD, un copil de 15 ani și 11 luni, găsit în stradă inconștient, comă gradul 2, mai probabil de etiologie etanolică. Este adus în serviciul nostru de gardă. Starea la internare, copilul este inconștient, scor Glasgow 7. Se asigură monitorizarea copilului, se instituie tratament. Menționăm că copilul este instituționalizat în case de tip familial Huiedin, motiv pentru care, conform legislației, se anunță poliția, DGASPC Cluj, DSP Cluj, director manager al spitalului Oreșnesc Huiedin. Pe parcursul nopții, evoluția copilului a fost favorabilă, motiv pentru care în cursul dimineții se externează, fiind încredințat doamnei educatoare de serviciu al caselor de tip familial Huiedin. După ce și-a revenit, ce v-a spus? Ce a consumat? A consumat alcool, vodcă vișinată. În ce cantități? În cantități cam 500 de mililitri fiecare. V-a spus cu cine a consumat? A consumat împreună cu un coleg, aflat tot în case tip familial. Colegul s-a întors și a anunțat doamna educatoare de serviciu, care s-a prezentat la spital pentru a vedea starea pacientului. Înainte de toate, dați-mi voie să subliniez faptul că noi regretăm acest incident. Dorim să nu se mai repete, facem tot posibilul să nu se mai repete. Tânărul nostru beneficiar a ieșit în oraș, perfect regulamentat, cu bilet de voie care se acordă la cerere copiilor. Acest tânăr, neamai având abateri majore de acest sens, a fost învoit de către educatoare în oraș, s-a dus în oraș, la ora la care trebuia să revină nu a revenit, educatoarea a luat contact telefonic cu dânsul, tânărul i-a spus că se reîntoarce în unitate. Se pare că în timpul în care el a ieșit în oraș, motivând că dorește să-și cumpere anumite bunuri, și-a cumpărat de undeva, încercăm să identificăm, alcool pe care l-a consumat, după declarația lui, în spatele casei de cultură, a terminat sticla de alcool și s-a întors pe centru. A motivat că peste două zile e ziua lui de naștere și el în modul ăsta a crezut normal să sărbătorească ziua. Colegul lui s-a întors acasă, nu într-o stare avansată de ebrietate sau într-o stare în care se impune o anumită măsură, s-a întors acasă și s-a culcat în pat efectiv. Deci nu a făcut probleme, a venit și s-a culcat. A spus că s-a întors din oraș și s-a culcat. Și n-a povestit nimic de colegul lui? O povestit că s-au certat și s-au despărțit pe drum. Și urmează și cealaltă coleg să vină în urma lui. Însă nu a mai sosit. Așa am înțeles și noi, a fost găsit undeva în apropierea casei, deci se întorcea spre casă, căzut pe stradă, a dormit sau... Era comă de gradul 2, spun medicina, în urma consumului de acolo. Aia putem să luăm. Le fotografia sau? Am chemat educatoarea,
Nu băut. Thank you.